suntem focusați pe această activitate, pe acest domeniu atât de important, care înseamnă activitatea fizică, evident, sportul. Încă o bază sportivă inaugurată de Primăria Sector 3, chiar aici, unde cetățenii pot veni în mod liber, gratuit, să facă sport în condiții foarte bune. Vom avea competiții în sectorul 3 pe cel puțin 4 domenii. În două categorii pentru început, dar lucrurile vor evolua și vom încerca să avem cât mai multe competiții, pentru că, da, cred că este normal, mai ales acum după perioada de pandemie în care am stat mult în casă și știți bine că activitatea fizică a fost așa, a avut de suferit, avem nevoie să ne mișcăm cât mai mult. Dar nu doar acum, ci în general avem nevoie de sport.